Medicul Lecisdan Manu a ținut zilele trecute să anunțe că testarea în această perioadă este esențială. Zilele trecute, în cadrul unei declarații de presă, a afirmat faptul că testarea pentru diagnosticarea virusului COVID-19 este cea mai oportună soluție în această perioadă. Asta după ce s-a demonstrat faptul că atât persoanele vaccinate cât și cele nevaccinate se pot îmbolnăvi. Și ca om și ca profesionist am recomandat-o de atâtea ori, o recomand și acum. Pe mine, ca om și ca medic, nu mă încălzește situația statistică, nefericită. Este bună și ea. Pe mine nu mă încălzește că sunt în lockdown sau sunt în carantină în zona unde locuiesc. Și că pentru a veni la serviciu am nevoie de un format A4 prin care arăt că sunt salariat și că urgent trebuie să fiu la spital. Pe mine, ca om și ca organizator, ca administrator, ar trebui să mă oblige și moralitatea și experiența și tot ce vreți să fiu testat. Pentru că s-a dovedit că și cel care e vaccinat și cel care nu e vaccinat poate să dea mai departe virusul fiind purtător viral. Și atunci, pe o testare masivă, inclusiv la copii, metode neinvasive, evident, la copii, cei care sunt testați pozitivi, obligatoriu trebuie să fie și să înțeleagă foarte bine să fie izolați la domiciliu și cei care sunt negativi să meargă mai departe. Din nefericire, la nivelul județului Aceh se fac foarte puține teste oficiale. Numai 3 farmacii sunt avizate de Ministerul Sănătății pentru testare gratuită. Este vorba despre farmaciile Miruna din Câmpul Lung și Poiana Lacului și farmacia Medica din Călinești. La Câmpul Lung, testarea se face de luni până vineri, de la ora 14 la ora 15, utilizând teste antigenice rapide. Rezultatele sunt oferite în 15 minute și sunt declarate oficiale, fiind de trebuință atunci când aveți nevoie de intrare în instituțiile publice. Farmacia Miruna este una din farmaciile implicate activ în lupta de prevenire și depistare a cazurilor de COVID-19. Nu știu în acest moment dacă am rămas singuri la nivel local, care oferă testarea gratuită, dar vă pot spune că noi am parcurs toate procedurile legale și am făcut demersurile necesare pentru a oferi aceste testări, fiind avizați de către Direcția de Sănătate Publică Locală. Oferim acest serviciu de testare gratuit în limita stocului disponibil de teste și în funcție de disponibilitatea personalului. Pentru noi, ideal ar fi ca pacienții să se prezinte pentru testare între orele 14 și 15, de luni până vineri, la punctele de lucru situate în Câmpul Lung, strada Negru Vodă numărul 138 și Poiana Lacului, strada Linia Mare, pentru că în acel interval de timp avem schimbul de tură și beneficiem de număr dublu de personal în farmacie, astfel încât ne este ușor să gestionăm solicitările de testare, fără a neglija solicitările celorlalți pacienți pentru medicamente și alte servicii. Testele utilizate sunt teste antigen rapid nazale. Pacienții trebuie să completeze un formular de exprimare a consimțământului. După testare, pacientul primește un buletin de testare cu toate datele personale și rezultatul testului. Toate testele realizate sunt declarate zilnic la Direcția de Sănătate Publică Locală. Direcția de Sănătate Publică validează testele încărcate, iar ulterior pacienții își pot descărca codul QR de pe site-ul www.certificate.covid.gov.ro. Trecem prin perioade dificile și de aceea este important să avem grijă unii de ceilalți, iar farmaciile Miruna vă sunt alături pentru a rămâne sănătoși și în siguranță. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății în țară, sunt autorizate 110 farmacii care oferă testare gratuită pentru diagnosticarea infecției cu virusul COVID-19, iar testarea se realizează prioritar cu teste obținute de la Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică județene.